Miercuri 18 mai se vor desfășura partidele contând pentru semifinalele fazei județene a Cupei României la fotbal. La Simeria, în derbiul acestei faze, se vor întâlni Gloria Giurgiu și Șoimul Băița, iar la Hațec se vor afla față în față CSM Vulcan și Victoria Călan, echipa din Vale fiind cotată ca mare favorită, dar Cupa este o competiție a surprizelor și se poate întâmpla orice. Câștigătoarele celor două semifinale își vor disputa trofeul pe 11 iunie, urmând a fi stabilită și locația exactă unde se va disputa această partidă. În data de 18, atât la Simeria cât și la Hațec, cele două semifinale. La Simeria se va întâlni Gloria Giurgiu cu Șoimul Băița, iar la Giurgiu se va întâlni CSM Mihai Viteazu Vulcan. Nu, la Hațec se va întâlni CSM Mihai Viteazu Vulcan cu Victoria Călan. Finala rămâne 11 iunie. Finala va fi în data de 11 iunie. În ceea ce privește locația, încă mai avem niște date necunoscute. Există posibilitatea să și modificăm această locație, adică respectiv să jucăm pe un alt stadion, dar încă nu am stabilit. Meciurile din semifinalele fazei județene a Cupei României vor începe la ora 17:30. Dacă după expirarea timpului regulamentar scorul este egal, se vor juca două reprize de prelungire a câte 15 minute fiecare. În caz că egalitatea persistă și după prelungiri, echipa învingătoare va fi stabilită după executarea loviturilor de la 11 metri.